Andrei, Ela, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a lui Iulian. 1, 2, 3. Da, îl văd. E într-un grup de oameni lângă el și el în grup. Da, este el. Avem și acordul. Toți aceste suflete sunt suflete. Patru suflete văd. Da. Sunt cu stringuri legate de el. Da. El vrea să să tot iese din grup, tot vrea să plece și spune: lăsați-mă în pace, plecați. Și aceștia stau după el, se țin după el. Sunt suflete care au corpuri fizice sau nu în acest moment? Trei dintre ele au corpuri fizice. Sunt în fizic, corespund unor cunoscuți? Nu. Nu? Nu-i cunoaște. Și atunci cum au venit sufletele astea? Ce legătură? Trebuie să fie ceva care comun. Văd că stringurile merg pe brațe, la așa, da. Pe vene. Da. Da. Pe brațe, la brațe. Ah, ok. Da, înțeleg. Deci el, stringurile vin așa pe brațe. Sunt bucăți, ok, am înțeles, Eva. Aceste suflete trei sunt bucăți de suflet sau suflete întregi? Unul este suflet întreg, nu mai are da. Corp fizic. Celălalt ăla sunt care bucăți. Nu are corp fizic, din astea trei care au corpuri fizici. Bucăți. Bucăți, ok. Bine. Hai să le întrebăm, aceste suflete, dacă știu de ce sunt aici, lângă... Nu știu. Ea, nu știu, nu? Nu știu. Spun că nu înțeleg de ce nu se pot desprinde. Iulian știe de ce sunt sufletele astea aici, PS-ul lui? Da, bănuiește, da. Da, are cunoștințe de acest lucru. Da. Spune că a primit în fizic transfuzii de sânge și știa că se poate întâmpla acest lucru. De aceea a refuzat transfuzia inițial. Da. Iulian. Da. Însă era absolut necesară. Ca să rămână în viață, da, spune. Ca să rămână în viață. Știe acest lucru și de aceea până la urmă a cedat, dar avea cunoștință că se poate întâmpla situația în care e acum cu aceste suflete atașate de el, care îl influențează, îi simte gândurile, aude gândurile, nu știe dacă sunt gândurile lui sau gândurile lor, energiile lor se suprapun, energii și de vibrație joasă și de vibrație înaltă, gânduri, emoții, amintiri, toate se suprapun. Deci ca și cum ar fi ale lui și ale lui ca și cum ar fi ale lor. Și nici ele nu înțeleg. Ele nu au... Nu înțeleg ele. Nu, ele de nu, ce? Dar Sunt... el înțelege, el știe. El... Da, el le percepe gândurile da. Și emoțiile și în fizic sau da. Partea subliminală le percepe? Și în fizic. Și în fizic. Amprenta energetică a lor se manifestă în fizicul lui pentru că ele sunt în câmpurile lui și sângele ele lor sunt este în sângele în corpul lui. Da. Da. Ok. Hai să vedem cum are loc, cum a avut loc această fuzionare. Adică a intrat sângele, Ela, și în plan energetic mă interesează ce se întâmplă în timpul unei transfuzii. Deci îi se pune punga, pleacă sângele și începe să intre în corpul
Celui care Ace, primește. da, sângele începe să se amestece cu, Al lui. da, cu al lui, cu părți din, se suprapune, începe să fuzioneze, începe să absoarbă din energia corpului lui, începe să absoarbă oxigen, nutrienți, tot ceea ce corpul dă. Și acest sânge, pe urmă, își ia amprenta corpului lui energetic. Și pe urmă, în tot corpul începe să facă acțiunea normală care trebuie să o facă un sânge în corp, să apere acel corp. Sângele fiind de la alte suflete, alte persoane care au o altă amprentă energetică, acele fiind un ADN, fiind o celulă, fiind celule vii din alte corpuri fizice, acestea vin cu acea amprentă energetică și această amprentă energetică, Și fizică. da, Da, noi fizica vorbim de acelor energetică, persoane, așa. da, fuziunea se lipește peste energia lui și văd așa ca niște pete, petice peste câmpurile lui energetice, deci ele așa apar. Energia acelor oameni prin sânge, prin amprenta din sânge, sau este sângele în fizic și energia în energetic. Sufletul care este purtat de sângele donat, Da, acea acea bucățică de bucățică de bucată de suflet, da. suflet, ce face el când intră într-un alt corp? Ce simte sau Încearcă ce. să se muleze la început și pe urmă să devină parte din Deci este câmpul parte energetic. atașată. Da, Acum devine, da? Partea atașată a acestui corp fizic. da. Da? Da, și Cumva își... intră se, la numai puțin, cumva se lipește și de suflet, de sufletul lui Iulian și devine parte atașată de suflet, a sufletului lui Iulian. Cu sufletul nu poate fuziona, cu câmpul energetic, da. Cu Deci, câmpul energetic, așa. da, cu sufletul se lipește de suflet, dar nu fuzionează cu Nu sufletul. fuzionează. Nu. E cum Energetic. a acceptat? Cum acceptă sufletul lui Iulian? Cum acceptă să se lipească de el aceste trei bucăți de suflet care au fost donatorii, din sufletul donatorilor? Cum le acceptă? Le acceptă, le pune deoparte, ce faci? E ca și cum nu are încotro, deci devine Pentru că în neutru de fizic. ele. Da? Dar pentru că în fizic nu le poate îndepărta, având sângele lor acum în corpul Da. lui. E greu să îndepărteze bucata de suflet. Trebuie ca persoana care a donat sau sufletul să-și retragă bucățile, dar totodată el poate să scape de aceste bucăți de suflet dacă sângele este purificat energetic, adică dacă Ok, amprenta ceea ce facem respectivă noi acum. energetică va fi înlăturată și el asimilează în totalitate sângele ca și cum ar fi al lui pe urmă. Dar pe urmă tot ce este amprentă, care nu-i aparține ADN-ului lui și câmpurilor lui energetice, o înlăturăm. Pe urmă poate să plece și bucata de suflet. Aș vrea să văd. Ce se întâmplă din punct de vedere energetic când acest suflet, bucată din aceste trei, se atașează de sufletul primitor al lui Iulian, ce se transmite? Că ai vorbit că acum percepe amintiri, emoții, Da. senzații ale acelor suflete. Deci, prin Da. câmpurile lui energetice se transmit pentru că sunt și ale lor. Amestecate acum, da? Da, se transmite amprenta energetică a sufletului care are experiențe, amintiri, emoții, deci cumva parte din amprenta energetică a sufletului se lipește pe corp. Pe Adică orice energia parte de lui Iulian. suflet când pleacă, pleacă cu tot ceea ce are ca Da. experiențe, da? Deci Da. nu pleacă cu mai puțin sau cu nimic.
ceea ce știe și a cunoscut și are în ca informație acel suflet, pleacă în bucata lui. E holografică. Deci, oricât de mic ar fi bucățica de suflet care se deslipește sau se desprinde din bucata mare de suflet, are toată informația bucății mari. Deci este, cum se spune, fractal. Este la fel, da, e fractal. Este fractal, da. Deci bucățica mică conține toată informația care o are și bucățica mare de suflet. Și atunci el a preluat, preia aceste gânduri, amintiri, comportamente, idei, ale orice, celor are bucățele. Celor, da, da, pentru că este o altă energie lipită de el. Acum, Ela, vreau să ne uităm, am înțeles fenomenul, vreau să ne uităm dacă aceste suflete au venit și cu interferențele care le avea sufletul donator, să zicem. Da, fiecare bucată de suflet care este aici, patru, care eu le văd, au stringurile lor cu alte entități, cu alte care prin intrarea, care prin sângele care a intrat și intrarea lor directă în sfera energetică a sufletului poate, lui Iulian. Poate să-l influențeze pe Iulian în entitățile lor, da, da, prin ele. Și, da. Și pot lua acorduri și pot face, mai interfera practic tot sufletul. Da, exact, da? Prin acele bucăți de suflet care sunt în câmpurile lor. Hai să vedem lor, aici dacă sufletul lui Iulian, care este conștient, ce conștiință are acum propriu? Oscilează între 18 și 28. Depinde de starea lui de spirit. Da, vibrația. Dacă sunt gândurile lui sau nu, depinde cum își gestionează gândurile. Ok. Deci, cum ziceam, Iulian a permis entităților, PS-ul lui Iulian a permis entităților venite cu aceste bucăți de suflet, prin transfuzie, a permis entităților, a dat permisiuni să acționeze în sfera lui? Nu, încă nu. Nu a dat permisiuni. Da. Ce simte, deocamdată simte sufletele, datorită protecției și curățărilor pe care le-a făcut și Lenuța, entitățile nu pot intra în sfera lui. Ele încearcă să influențeze sufletele care sunt, bucățile acelea care sunt în sferă și ele să facă acțiuni. Deci vor să influențeze sufletele ca să facă acțiuni. Entitățile nu pot intra în sfera lui, stau la distanță. Okay. El are o vibrație înaltă din acest punct de vedere datorită conștientizării lui, de aceea a și refuzat la început transfuzia și din acest motiv ele nu pot intra, pentru că știe de ele. Da. Și Lenuț a reușit să le țină la distanță. Bine. Hai să facem, Ela, al patrulea suflet, care nu are corp fizic. A murit între timp. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil... Ce legătură are cu astea trei și cu Iulian? Dacă este vreo legătură între ei. Uite, număr de la 1 la 3 și-ți vine legătura, informația. 1, 2, 3. Este sufletul vreunei cunoștințe din această viață sau este un suflet, nu sugerez. Da, sugerez bine. Știu ce sugerezi. Am primit gândul tău, deci e. Eu nu știu ce ne facem cu sufletul ăsta. Este fratele lui. Da, a venit aici ca să. Să le ajute. Deci este a treia oară. Între ei, legătura a fost foarte puternică, atașamentul. Da, dar de două ori l-am trimis, de două ori a ieșit și văd că iarăși. Spune că nu poate să stea deoparte, nu poate să stea deoparte la suferința prin care trece Iulian, pentru că a trecut prin ea, știe cum e și vrea să-l ajute să treacă de această suferință, vrea să fie lângă el, pentru că este mult mai ușor acum din energetic, fiind suflet, fără corp, să fie lângă el. Și zice, da, voi rămâne lângă el, zice, nu mă mai trimiteți că nu plec. Ok, și
este în stare, are cunoștințele necesare ca să nu se lase interferat? Spune că face tot posibilul să nu cadă pradă entităților, pentru că noi am dat atât de multă informație în cele două întâlniri cu noi și este conștient de ele și va face tot ce poate să nu cadă din nou în plasa lor. Okay. De aceea, zice, și datorită informației care o am de la voi, spune, sunt hotărât să rămân să îl ajut. Bine. Are nevoie de mine, zice, și nu plec până când nu-l văd pe el bine. Ori în fizic, ori în energetic lângă mine, spune. Cum va hotărâ sufletul lui. Ok. Dacă tot este aici și vrea să ajute, hai să ne spună cum îl ajută, concret. Și cum poate să-l ajute. Are o strategie? Are bună întrebare. Un plan de acțiune? Să ne spună. Spune că îi trimite iubire odată, spune că încearcă să țină la distanță entitățile din câmpurile lui, cu tot ceea ce el deja știe, pentru că el acolo le vede mult mai ușor. El mi-a acceptat amprenta energetică, de aceea sunt în câmpurile lui și pot să țin la distanță, să scot afară din câmpurile lui și ale mele totodată aceste entități pe care eu le văd. Deci, de câte Dar ori încearcă... Și PS-ul cu sufletul lui Iulian putea să le scoată, că e conștient acum de ele și poate da, să și le scoată. Da, spun că conlucrează. Conlucrează împreună și îl ajută. Spune, când două suflete își unesc vibrația, devine mult mai puternică, devine ca un zid impenetrabil. Și zice, sunt aici să-l ajut și cu energia mea și cu vibrația mea. Foarte bine. Deci cumva să-l acopere ca să devină mai puternică, mai nepătrunsă. Penetrat. Da. Ok. Altfel, cum îl mai ajut? Mai face și altceva? Spune că stă de vorbă cu el la nivel energetic, suflet cu suflet și încearcă să îi spună că nu este atât de greu, că este doar o experiență, că poate să treacă peste, că să nu-i fie frică de moarte, să nu-i fie frică de trecere. Și da, zice, stau de vorbă cu el și spun toate aceste lucruri, spun tot ce am experimentat. Îl încurajează, da? Da, îl încurajează și explică că de fapt nu este atât de greu. Bine, atunci am lăsat mai aici, dacă vrea să stea aici, că oricum nu vrea să plece. Nu plece, a spus că chiar dacă îl vom scoate, îl vire înapoi. Bine, hai să stea aici și să facă lucrurile astea. Bineînțeles, dacă îi permite, și are acordul lui Iulian, da? Da, Iulian se bucură de prezența lui. Da. Iulian spune că dacă el este lângă mine și îl știu lângă mine, sunt mai puternic cu el lângă mine, spune, pentru că el a trecut deja prin asta și știe cum să mă îndrume, cum să mă ajute, cum să mă încurajeze, să mă bărbăteze. Și da, zice, îl vreau lângă mine, spune. Bine. Hai să vedem ce ne spune sufletul lui Iulian. Sfera aceea care a intrat, care a văzut-o prin cameră și s-a dat jos din pat când a vrut să se odihnească și s-a dat jos din pat și a întrebat, tu ești frate? Cine era sfera aia? În cameră nu era fratele. Nu. Nu. Așa, cine la spital, era? Da. Nu la spital. Nu, da. La spital a fost fratele lui, da. Acea sferă de lumină care a intrat, a fost fratele lui. Da. În cameră, acasă, nu. Da. Cine a fost? Era unul dintre suflete care făcea acțiuni în câmpuri, îndrumat de entități. Încerca să îl înspăimânte. Încerca să îi creeze... Din astea trei părți. Da. Da, încerca să îl facă să-i fie frică, să-i scadă vibrația, să se sperie, să nu știe ce
ce este și să înceapă să își facă tot felul de scenarii ca să poată inducă gânduri și idei. Și... Deci a deschis o portiță spre mintea lui ca să îl intereseze. Și el era în afară, sufletul, și venea înăuntru. Adică așa îl puneau entitățile, ca el să vadă Iulian, să perceapă Da, acea sferă și îl să se punea să, sperie. da, îl punea să se plimbe acea bucată de suflet, să se plimbe prin afara sferei lui, câmpurilor lui, ca să-l perceapă, ca să-l sperie, ca să-i scadă vibrația, să-i inducă frică. Deci să-i creeze o panică, o frică, ceva. Da. Ela, am văzut cum se prezintă situația, da? În energetic. Da. Aș vrea ca Iulian să dea comandă, să iasă afară toate aceste trei, cu entitățile lor, cu corzi, cu tot ce au, să iasă afară din sfera lui energetică și să le pună în fața lui și să le blocheze. Să-și retragă toate energiile din tot corpul lui, din toate celulele, de peste tot de unde au fuzionat. Le dă Da, comandă. le scoate în față, le îngheață și le blochează, le pune câte un clopot de lumină și le împinge energia din câmpurile lui, care aparține acestora, o împinge către ei, o scoate afară și spune tot ceea ce vă aparține ca amprentă energetică, Vă zice, urmează, vă dau un comand. vă dau înapoi, vă aparține, este a voastră. O curăță, purifică printr-un filtru de lumină pură, curățată, purificată, fără să aibă amprenta energiei lui și urme de ale lui. Le-o trimite înapoi, curățată, purificată. Acum își face o bulă de lumină pură și o extinde, expandează și toată acea lumină pură dizolvă toate resturile, toate urmele, toate efectele energetice și legăturile cu amprentele lor energetic. În corpul fizic rămâne doar acele celule de globule roșii de sânge care îl Fier ajută, și tot ceea ce are da, nevoie, ce îi care lipsea. îl ajută să se mineralizeze, să se regenereze, să se revitalizeze. Acelea rămân în corpul lui, care îl ajută să se refacă 100%. Le energizează toate acele celule de globule roșii, de fier, de minerale, de tot ce conține sângele bun, pozitiv și optim pentru regenerare, refacere, revindecarea corpului lui fizic. Și tot ceea ce a fost de energetic, la nivel energetic, impur, le trimite înapoi acestor bucăți de suflete. Le dă De lor și asemenea, da. așa, extrage acum din toate celulele sângelui și corpului și pe unde au ajuns tot ADN-ul care aparține acestor suflete. Da, Îl extrage până în la cea mai ultima. mic, Da. până la cea mai mică picătură, cel mai mic celulă, atom tot. Le o trimite lor, le o extrage și le o purifică și le o trimite înapoi lor. Le aparține, este sufletul lor, ADN-ul lor, amprenta lor. De asemenea, dă comandă să iasă din sfera lui energetică orice foton ar mai fi din aceste suflete, orice foton de pe oriunde, și dă comandă să meargă la bucățica de care aparțin de suflet. Da, iese tot. Absolut tot. Până la cea mai mică bucățică. Acum facem trei sfere la de energie, de informație, trei sfere de informație din lumină pură și iubire. Noi și Iulian. Da. Ia să chemăm și partea subliminală a Lenuței să stea aici, să asiste ca să știe ce trebuie să facă, ca și parte subliminală. Da, a venit. Punem Da, într-un punem clopot într-un de lumină. glob de lumină pură, da. Și Să asistă. Îi asistă. dăm toate informațiile Lenuței ce s-a întâmplat până acum. Da. Și acum facem sferele astea trei, cum am zis, cu toată informația pe care noi o știm, tot ce știm despre hibridare, despre
fragmentarea sufletului, despre transfuzii, despre tot ce am făcut până acum și ce nu știm. Deci tot ce este în informație în conștiința universală. Da. Și le o dăm, le o trimitem, le o lipim acestor bucăți de suflet. Da, Hai să lipim. vedem dacă o primesc. Unul dintre ei deja a asimilat informația, celelalte două suflete încă nu. Da, o primesc. Da, au primit-o. Bine. Da. Vreau să le spunem că cu toată această informație care o au, trebuie să meargă, să se întoarcă la sufletul de care aparțin, de unde au plecat. Da, dăm și această informație și cu această ocazie, pentru că și eu am donat la rândul meu, am fost donator, Dăm la toți donatorii da, aceste informații, da? Toți cei care au da, donat. da și eu fac același lucru, îmi curăț, îmi purific și îmi retrag înapoi toate amprentele energetice, ADN-ul curățat, purificat de oriunde a ajuns, Și de suflet în peste bucăți de tot și frânturi și până la ultimul foton, de pe și te unde au da, venit. și toate bucățile de suflet, de foton, de lumină pură, de energie pură, de amprentă, de ADN, de orice, îmi retrag să vină înapoi la mine curățate, purificate. Ok, și dăm această informație tuturor sufletelor donatoare de sânge, de Da, peste că tot. ele de peste tot, iar aceste trei, când se duc, informează sufletul. Când se duc și intră, se alipesc înapoi de suflet. Da. La fel vreau să trimită informația asta altor bucăți care s-au desprins din sufletul donatorilor aceștia, pe unde or mai fi, pentru că ei au mai donat. Da, de peste tot. De peste tot. Da. Astfel încât toate bucățelele din fiecare suflet donator al unui donator să conștientizeze și să se întoarcă la sufletul Da. de origine, Da, da? peste tot această informație circulă și În, da, toate da. sufletele asimilează informația asta și toate bucățelele de suflet. De asemenea, în primul rând informează toate informațiile astea, le umple corpul mental al sufletului omului care a donat. Da. Ca să știe, să înțeleagă, da, se salvează multe vieți, poate, cu acest sânge, dar să înțeleagă ce se întâmplă în plan energetic. Da? Da, fiecare suflet să înțeleagă și să-și retragă înapoi orice acord, orice amprentă, Exact, energie, suflet, ADN, tot. Da, acum el hai să chemăm acordul prin care Iulian a primit, chiar dacă n-a vrut, dar Da, își retrage acordul la nivel energetic cu orice semnificație, orice simbolistică a lui. și acordul de a se interna și care l-a făcut cu spitalul, extrage tot ce are energetic și dizolvă. Da, se dizolvă, se arde, se purifică și se decreează orice acord, înțelegere, orice semnificație a lui la nivel energetic, să nu poată fi folosit sau interpretat de entități de niciun fel. De asemenea, să pun o scrisoare de intenție sufletului Iulian că anulează și decrează el, suflet, orice acord, orice permisiune, promisiune pe care o va face în viitor, deci de acum încolo, cu orice care va fi nevoie, având în vedere că este într-o terapie, și va merge la spitale cu orice doctor, orice și entitățile lor. Da. Spital, dispensar, eu știu ce o fi. Da. Doctor de familie, toate le anulează sau știe că trebuie să le anuleze. Să le anuleze ca Da, suflet. le anulează și le decrează de pe acum și își trage orice acord, semnificație care poate fi luată, interpretată
de entități de pe acum o anulează și o decrează. Și Ok. trimite scrisoare tuturor entităților că nu își dă acordul pentru nimic, este doar în fizic semnăturile de care este nevoie pentru Și atunci tratament putea și atât. beneficia de Da. tratament. La nivel energetic se dizolvă Este orice gol, conotație, se da. dizolvă, da. Ok, Ela. Hai, spune-mi dacă mai sunt cele trei părți, bucățele de suflet. Nu le-am trimis. Ba da, au plecat. Da, au plecat. Așa. Am vrut să Dacă zic că mai e vreo urmă, așa. nu le-am trimis pe portal, da. Da. Au plecat către sufletele lor și către, De da, care aparțin? de unde aparțin ele, da. Acum vreau să te uiți dacă vezi, mai este vreo amprentă, ceva să fie, să le ardă sufletul lui Iulian, Da, de aceste suflete, de orice, entitățile lor. da, orice amprentă, orice rezidu, orice urmă, orice ancoră Orice energetică, program care i-a fost, au apucat entitățile acestor bucățele de amintirile suflet, lor, amintirile lor. gândurile lor, emoțiile lor, absolut tot se arde, se dizolvă și a fost scos din câmpurile lui. Pentru că Iulian, partea fizică, deja manifesta lucruri care nu sau făcea sau spunea sau gesturi începuse să se schimbe, da? Preluase deja. Faptul că, de exemplu, s-a închinat, lucru care nu l-a făcut, nu-l făcea Iulian. După Da. transfuzie a făcut asta. Da? Deci toate acestea le șterge, pur și simplu. Da, tot, absolut tot, orice conotație, orice urme, reziduri, orice, tot se arde, se dizolvă și scoate afară tot. Da, acum văd curat câmpul energetic. Și hai să ne uităm Doar acum aici. fratele lui este lângă el, acel Exact. suflet care Care îl, cum să zic, stă, îl asistă lângă da, îl el. asistă în această călătorie a lui care o mai are de făcut pe pământ și această situație. Hai să Da, vedem îi acum, trimite Ela. multă iubire, îi trimite, îl îmbrățișează lângă el, îl ține de mână, îl încurajează. E multă iubire îi trimite, văd că fratele lui. Îl văd luminos, deci nu mai are acea vibrație care a avut odată trecută, iritantă, nervos, deci nu mai este, este mult mai luminos, mult mai calm, mult mai încărcat energetic. Păi spune de data asta am venit cu alt fel de vibrație înapoi. Exact. Da. A venit de unde a venit. Mulțumită Deci, vouă, spune, da. mulțumită vouă. Nu trebuie să ne mulțumesc, Ela. Trimitem bulă mare informațională lipită de el în câmpurile lui Iulian și de sufletul fratelui lui, astfel încât să știe tot timpul să aibă toată informația și împrospătată mereu, actualizată să zic așa, cum să se apere de toate entitățile care sunt în eter și vor Deci încerca să. bula care a venit la spital, a intrat pe geam, sfera luminoasă ca un soare, care ne-a scris, ca să-mi fie clar și mie și să-i fie și Lenuței și lui Iulian, și a intrat în pieptul lui Iulian, cine a fost? Fratele? Fratele lui, da. Fratele lui. Da. De ce? Atunci a venit, a coborât, Da, a atunci auzit, a a putut. văzut, a simțit că Iulian este în pericol. Da, și atunci a intrat în câmpurile lui pe acordul care l-a Lui dat, Iulian. da, pe acel strigă de ajutor Da. și era la un pas de a pleca și pur și simplu s-a conectat cu fratele lui și prin ce a trecut fratele lui și așa a venit sufletul lui. Pentru că Lenuța, uite, a bănuit că această stare era să posibil să fost sinele lui Iulian, cel mai înalt. Da, era posibil, dar văd că era Nu, fratele. era fratele, da? Da. Bine. Sinele unde era? Unde este? Unde a stat sinele lui Iulian în timpul când a trebuit să fie luată această măsură? Când s-a hotărât și efectiv s-a derulat transfuzia. Sinele lui este în 7D. Văd că și-a dat acordul ca fratele să intre în câmpuri și ca și cum ajutorul a fost sufletul fratelui și este. Deci văd un acord
a sinelui, ca sufletul fratelui să vină să-l asiste, să-l ajute. De acord între sine, adică cu Între sinele sinele fratelui, lui da? Iulian și sufletul fratelui, da. Nu, între sinele lui Iulian, uite-te, Da. și sinele fratelui. Deci sinele fac acorduri la nivel de sine. Ela. Da, dar sufletul a primit acordul să vină. Da, primit, a cerut, dar sinele a cerut acordul ca sufletul acelui sine, a fratelui, să vină, să coboare. Da, deci vrei să spui că sinele fratelui a dat și el Da. acordul. Da, așa este, da. Nu, Ela, vreau să spun că ca sufletul fratelui să vină, să asiste aici, trebuia întâi să, bineînțeles, să ia acordul sau de la sinele lui, cel mai înalt al fratelui, dar trebuia să ia acordul sinelui lui Iulian și asta o lua sinele fratelui Da. acordul. Da? Da. Așa. Da, deci a fost un acord între sine Așa. și pe urmă sufletul A venit, a da, a venit primit. prin acordul Da, sinelui, da. sinelor, Ok. Da. să zic. Bine. Da. Așa, deci sinele și-a dat acordul lui Iulian și a considerat că poate să-l ajute, da? Sufletul fratelui. Da. Bine. Fiind curățat, purificat Da, și și venea de îndeplinit. conștiință înaltă deja, pentru că a doua oară l-am scos din Matrix și deja avea cunoștințe mult mai bune, conștientizare mult mai bună și a fost și unificat și într-adevăr a venit cu o alt fel de vibrație mult mai puternică, mult mai înaltă, care îl poate ajuta pe Iulian. Ok. Acum, hai să ne uităm la sfera energetică. Deci entități n-au apucat, nu sunt. Am Nu, înțeles. nu. Implanturi, hai să ne uităm dacă cumva s-a creat vreun implant prin această fuzionare de sânge. Ca implant văd, au fost sângele în sine. Poate fi considerat implant fiind pe energia celor suflete, dar curățat, purificat, se aliniază la Da. amprenta energetică a corpului lui Iulian. Deci nu mai este. Nu este vreun implant Nu. special pus. Nu. Da. Hai să ne uităm acum corpul vital, energia vitală. Cum curge, dacă curge și corpul energetic, să vedem cum se prezintă. Energia vitală o văd un pic slăbită, dar ea există. Este. Trebuie energizată. Da. Deci în corpul fizic se simte epuizat, se simte slăbit, dar poate să-și recapete această energie vitală, să-și o întărească, să-și o regenereze. Din voința lui, a sufletului. Da, da, și prin obiceiuri sănătoase în fizic. Mâncare sănătoasă, nemodificată genetic, fără conservanți, aditivi, fără chimicale, și în primul rând să organică, mănânce ela, bio, da. Pentru că n-a prea mâncat. Da, trebuie să se, da, să se hrănească organic, bio, da. Și fără toxine, fără toxicitate, deci tot ce este mai curat ca hrană. Suplimente poate să ia de vitamine care întăresc corpul, dar să caute cele mai bune, cele care se asimilează mai mult, pentru că sunt foarte multe pe piață și deci să caute care sunt cele mai ok, care corpul le asimilează, cele mai naturale, cele mai bune, ca să-și recapete vitalitatea în corp. Emoții, frici, văd adunate la nivel abdominal, da. Frica lui de boală, care văd că e greu să scape de ea. Da, să o scoată. Să o scoată afară, da. Și toate, orice frică și orice. Să energizeze toată zona abdominală, să spele, să curețe, spală, curăță toate organele, toate celulele. Hai să facem o curățare de Hai. Sus până jos energetică.
ochi, urechi, nas, gură, gât, tot capul, ceafa, coloana vertebrală, mușchii, umerii, brațele, sistem osos, sistem muscular, sistem limfatic, sistem venos, sistem nervos, esofag, trahee, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, splină, bilă, intestine subțire, intestin gros, colon, prostată, tot bazinul, partea intimă, picioare, genunchi, gambe, vezica, glezne, urinară. Da, vezica urinară și până Și în tălpi. până în tălpi și vreau să te uiți, să acorzi o atenție mărită coloanei vertebrale și vreau să te uiți și să scanezi măduva. O văd Oasele la aici. La nivel lombar, L2 îmi apare. Măduva e cumva întreruptă la nivel energetic. Da. Ce are întreruptă? Ce o întrerupe? E vreun implant? E vreo amprentă de ceva? A fost legată. Da. Văd un fir care leagă și pe urmă a fost mult firul și așa s-a rupt. Da, Cine la a nivel legat ceva? Cum a energetic. legat? S-a produs legătura asta. Uite, mergi înainte. A avut reptile în câmpuri? O reptilă, văd că a făcut acest lucru. Când? După ultima curățare sau care am făcut-o cu noi, după operația care a avut-o ultima? Ca timp, Da. aproximativ între 2 luni și 2 săptămâni în urmă. Deci, noi l-am tot curățat. În într-o timpul ăsta a mai lună avut jumate. curățare. A mai avut curățare în timpul ăsta? A fost la medic. Da. Și o entitate din cabinetul medical a făcut treaba asta. Ok. Deci, ce a vrut să facă? Spune să cheme entitatea aia în față. Dacă a făcut treaba asta. Hai să o chem. Reptil. Da, a venit în față, spune reptila, el nu i-a pus niciun implant, așa a spus. Nu? Dar filul ăla ce este? L-a tras. Cine l-a scos. Pus? A spus că a legat și a scos. De ce a legat și a scos? Ca să nu fie simțit și găsit pe urmă în energetic, spune. Dar ce? Dar a provocat acea daună. Da, a ce a provocat. Provocat. Pentru că, uite, acum măduva lui nu mai fabrică celule roșii, nu mai are, reține fier, nu mai are fier, nu mai are. De ce a făcut asta? Spune ca să-l facă pacient permanent. Da. Cine a dat acord? A primit acord? I-a dat sufletul lui Iulian acord să facă asta? Oare cum spune? Cum? Oare cum? În ce înseamnă? Momentul în care a intrat pe ușă, e un acord. E un acord. Prezența da? Lui acolo e un acord, spune. Dar poate să găsească și Iulian și Lenuța un doctor în țara aia care nu are entități cu el? Poate să găsească? Știe el vreunul ăsta? Entitatea știe vreunul? Spune că sunt, dar sunt doctor de altă natură. Nu de asta. Nu. Că astea, naturile astea foarte grele, au avut grijă să interfereze doctorii, da? Da, din păcate, da. Știi ce facem înainte? Mergem înainte de a... Ca asta să facă acțiunea reptilianul. Da. Mergem înainte ca să intre în acel cabinet și să spună, înainte să intre, că Iulian, că anulează orice acord, orice permisiune, orice promisiune, orice i s-ar considera în energetic de către orice entitate, orice ființă, sau doctor, sau ce-o fi, i s-ar considera ca și acord. Anulează tot. Le-a spus acest lucru și a mai făcut un lucru când a intrat acum sufletul lui în cabinet. Pe această amintire, pe acel moment, i-a blocat pe toți, i-a înghețat pe toți.
I-a pus la zid și a spus: voi nu vă mișcați, nu vă permit să faceți niciun fel de acțiune, și a blocat pe toți. Entitățile alora Da, de acolo. entitățile, da. Spune: stau de vorbă doar cu domnul doctor, iar voi nu aveți voie și nu vă permit să faceți niciun fel de acțiune în câmpurile mele și în corpul meu. Foarte bine. Și Stă de îi vorbă. ține înghețați, blocați, da. Stă de vorbă. Și apoi, după ce iese, după ce pleacă de acolo, îi dezgheață. Deci, practic, acțiunea am anulat-o cu firul, cu ce a făcut. Da, n-am mai făcut acea acțiune și le spun: în momentul în care eu ies înapoi pe ușă, voi sunteți dezghețați, deblocați. Deși, ăștia fac după aceea acțiuni în câmpurile energetice la toate sufletele care vin. Anunțăm, face o scrisoare mare, Iulia, Da. și scrie că dă aceste noțiuni, aceste informații tuturor sufletelor care intră și au intrat și vor mai intra în acest cabinet și în alte cabinete care sunt în situația asta. Toate Da. sufletele primesc această scrisoare, o trimite către toate sufletele care sunt în Da. probleme A pus-o medicale pe și... ușă, da, a pus-o pe ușă la Ah, o intrare, pune așa pe ușă la tuturor. intrare. Ok, Da. acolo stă. Nimic, îi dă cu un lipici așa pe ea ela, care Nimic să nu nimic nu o poată poate șterge. șterge, da? Da. Da, e sigilată, da. Ok. Revenim la... Acum, verifică coloana, Da. măduva. Energizăm toată coloana vertebrală, toată măduva cu lumină pură, o pansăm cu energie pură vindecătoare, astfel încât să refacă toate legăturile și să fie perfect echilibrată, în perfectă armonie și în perfectă funcționalitatea ei, curată, purificată, energizată, regenerată. Ok. Acum cum vezi? Acum îl văd mult mai strălucitor, mult mai bine. Mult mai Mental, luminos. corp mental, cum îl vezi? În corpul mental văd, deși în continuare acea frică de boală, acel gând că va muri ca fratele lui, e frică de acest lucru. Spune-i să scoată rădăcina rădăcinilor acestei frici. Da, îi spun să scoată din minte, să spele, să o curețe și acest gând să îi dispară, pentru că poate să treacă ușor peste aceste probleme. Și să pună un program, ela, Da. stai că mi-a venit o idee, să pună un program care de fiecare dată, cum să zic, care interceptează de fiecare dată când apare acest program, frică, frica de moarte, o interceptează și o șterge. Acest program cu asta se ocupă, ștergerea fricii de moarte. Și frica de Funcționează. această boală, Și da. frica de boală și frica de asta, da? Ok, da. Astfel încât nu mai generează, nu se mai generează gânduri. Da, Legat de asta. ok, da. Așa. Ok, a făcut. Da. Acum, înainte să mergem în sursă primordială și așa, avem și pe Lenuța aici. Da. Uită-te la Lenuța, vezi dacă este bine, dacă este... Ea a avut COVID. Ah, intrează cu Lenuța. Este slăbită și din punct de vedere energetic, dar și în fizic. Zice că i-au Câmpurile ei, afectat plămânii. da, câmpurile ei energetice sunt ușor slăbite. Nu văd o energie foarte luminoasă, foarte strălucitoare și puternică. Este mai palidă, să zic așa. Și văd legate de sfera ei energetică stringuri. Nu din corpul energetic, ci din marginea sferei. Sfera de protecție. Da. Sau ce? Sfera ei energetică, Energetică, sfera câmpurile ei. ei. Deci stringuri din câmpuri. Deci nu din corp, ci din câmpuri. Văd stringuri care, Pleacă. da, Unde care pleacă? pleacă. Vreau să te uiți pe ele și să vezi dacă unde pleacă.
trei persoane de care ea a vorbit. Așa. A vorbit, de care ea a făcut referire, a da. Avertizat alte suflete, deci pentru suflete a făcut asta și a spus ceea ce știa și nu ce știa. A făcut referire, pentru că dacă spunea ce știa era grav, pentru a avertiza, a avertizat sufletele legate de aceste persoane. Da, și acele persoane au aflat și au trimis influențe pe câmpurile ei. Zisă zi, Ela, să-și crească vibrația aici, pe sigiliul sferei ei, da. Atât de mare, să crească vibrația la vibrația iubirii pure și luminii pure din sursa primordială. Da, astfel încât să frigă aceste, da, și aceste stringuri. Să le ardă, să le ardă. Dizolve. Da, își face acea lumină pură din interiorul ei, din inima ei și o crește, expandează până la marginea câmpurilor ei de cea mai înaltă iubire pură și le trimite multă, multă iubire pură de cea mai înaltă vibrație pe acele stringuri și totodată ele cad pe urmă și se ard. Și vreau să le pun o scrisoare acestor persoane și să le spună că ea ceea ce a făcut, avertizând sufletele, a făcut-o din iubire pentru suflet. Da, și aceeași iubire le trimite și lor, pentru că da. Și ele sunt suflete. Da, și trebuie să înțeleagă anumite aspecte din acest fizic în care trăim, să facă bine și nu rău, și fără orgoliu și fără interese personale ascunse. Da, așa le-a spus și le-a trimis. Foarte bine. Mai sunt stringuri? Mai vezi cu altceva? Cu Iulian, văd. Iulian, astea sunt. Dar trebuie să le taie și pe astea. Da, care îi stoarce multă energie. Da, da. Să le taie și să învețe ca să facă aceste protecții și cu lumina din sursă direct. Da. Nu cu lumina și din ea. Cu energia ei, ci din sursă direct. Da, să folosească lumina primordială a sursei pure, să o aducă, dar o aduce tot din ea, tot din interiorul ei, pentru că ea este sursa. Ea este sursa, dar nu folosește din ceea ce ea are la dispoziție aici în corpul fizic, ci lasă să curgă prin ea. Da, și ea să se conecteze mai bine la sursa ei primordială pură, prin care să se regenereze ea pe ea și să se încarce energetic ea Iar pe ea. Iar ceea ce dă când face acțiuni pentru Iulian, pur și simplu trage, curge energie. Nu ia nimic din ceea ce are ea depozitat, să zicem. Când face pentru Iulian, poate să ceară sinelui lui Iulian să-l conecteze cu sursa lui primordială pură și să-l energizeze. Nu suntem toți la aceeași sursă primordială pură. Da, dar să ceară prin sinele lui. Ah, prin sinele lui. Să nu okay. mai facă stringuri prin între sine. Ei doi. Ah, okay. Da. Bine. Da. Să nu mai considere că dă de la ea. Da, să da. Dea direct de la sursa primordială. Păi asta am spus prin eu. Sinele fiecăruia, da. Prin sinele lui. Okay. Bine. Da. Acum, cum o vezi pe Venuța? Acum o văd mult mai luminoasă, da. Mult mai strălucitoare și-a recăpătat acea opacitate a câmpurilor, nu mai atât de palidă. Strălucire, adică. Da, dar cu cât devine mai strălucitor, devine mai opac, adică nu vezi prin prin câmpuri. Mai consistent. Condensată energia. Condensat. Okay. Da. Da, că era translucidă. Da, da, da. Murdară, amestecată, nu era. Da. Bine. El acum spune Ilenuții și lui Iulian să se iau de mână. Se ia de mână și să-ți indice locurile din acest apartament, spațiile unde sunt, să zicem, anomalii energetice sau cum să le numim.
La intrarea în living văd un portal. Nu este mare. Prin care intră suflete, nu spirite, nu entități, prin care pot intra suflete. Da, și de ce? A fost deschis de altcineva care Da. Știa acolo pentru sufletele părinților ei. Era o femeie. Și comunica mult cu, se conecta mult cu sufletele părinților ei, tot chema, și aceștia au deschis un portal ca să poată să vină la ea. Și acest portal este încă deschis. Hai să le dai informații, să închidă portalul, că nu mai este acea femeie în casa asta și nu vrea să fie deschis niciun. Le dăm și lor informații, uite, două sfere, sau la cei doi. Da, trimite informaționale. Da, pe portale trimitelor și închide portalul, sigilează, tapetează cu lumină pură acolo unde era. Entitățile care au fost entități ale persoanelor care au stat acolo, le bagă pe portalul lor de lumină pură, de cea mai înaltă vibrație, către sursa primordială pură. Toate entitățile le bagă în acel portal, le trimite în sursă. Erau patru. Ce fel de entități ai văzut? Lucși. Patru lucși. Da, i-a băgat pe portal. Tapetează toți pereții cu lumină pură, podeaua, tavanele, peste tot. În bucătărie văd ca o umbră, ca un nor. Da, ce umbră, nor. Sunt energii, gânduri, emoții adunate, stagnate, egregor de gânduri. Da. Da, care a persoanelor care au stat înainte. Curăță, purifică acele egregori de gânduri, de emoții. Dizolvă toate energiile din aer, din încăperi, de peste tot. Umple toată casa cu lumină pură, de cea mai înaltă vibrație, a iubirii pure. Se dizolvă tot, portalele s-au închis, entitățile le-a trimis pe portalul lor, în sursă, și acum este tot curat. Mai face o bulă de cea mai înaltă vibrație, care înconjoară tot apartamentul, toată casa, de jur împrejur, unde ei pun toată iubirea lor și lumina pură, astfel încât să fie protejată de orice vibrație, orice entități, orice energie joase. Foarte bine. Acum mergem număr de la 1 la 3 și să meargă sufletele în fiecare în sinele lui, cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, fiecare se întâlnește cu sinele și se unifică. Fiecare își cheamă și mintea pe care o curăță, o purifică și o unifică și pe aceasta. Da. Acum număr de la 1 la 3 la și mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Da, suntem cu toți în sursă. Să-și ia, își caute matricea originală, fiecare. Uite, și noi o căutăm pe noastră. Și să rămânem, astfel încât ne corectăm orice cod. Ne-o lipim. Da, o lipim. Cum vreți da. Acolo. Și se aliniază cu noi, cu ADN-ul nostru. Și ne refacem, ne regenerăm complet. Asta se facă și Iulian și Lenuța. Da, amândoi fac același lucru. Bine. Și acum hai să facă declarația. Dacă vor să o spun, să o spun da, bine. Vor să o spun. Să o spun, bine. Da. Și declară cu toată lumea, că anulăm și decreăm orice am semnat, orice permisiune, promisiune, contract pe care l-am făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă,
pe orice linie temporală adevărată sau falsă și în afara timpului, în orice loc din acest univers sau din peste tot alte universuri pe unde am experimentat, că chemăm ADN-ul nostru până la ultimul fragment, îl purificăm aici în fiecare și îl cheamă, cheamă ADN-ul, zic, nu mai zic chemăm. Cheamă ADN-ul de peste tot, îl purifică și îl integrează, cheamă bucățile de suflet până la ultimul foton. Dacă mai sunt pe unde mai sunt, le purifică și le integrează. Ștergem amprentele de pe oriunde am experimentat, de pe toată linia experiențială și chemăm, ne retragem informația fiecare din orice bază de date, biblioteca akașică, spațiu dimensional, copii, oglindiri din calculatoare cuantice și până în ultimul creator. Le retragem, le avem în noi și în sursa primordială a creației. Și fiecare arde linia, am mai ars-o, ardem cea mai creat ca Da. și linie experiențială, ce nu le ardem, pentru că informațiile sunt deja downloadate. Da. Bine. Și acum ne uităm, ne verificăm programul de ieșire din Matrix, Da, este activat. programul de vindecare și regenerare până în corpul fizic. Da, este activat și acesta. Ne uităm la sferele noastre de materializare, le energizăm, le umplem puternic cu lumină pură și iubirea sursei primordiale a creației. Da. Și acum, el la număr de la 1 la 3 și venim fiecare prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. Aici și acum. Da, suntem. Tăiem toate legăturile cu oricine și orice. Ardem încă o dată orice ritual, orice ni s-a făcut sau am făcut altora. Ardem toate cordoanele umbilicale. Mamele noastre, cu toate mamele și cu copiii noștri. De astea care avem. Da, De iartă. asemenea, da, facem cele două sfere, fiecare care le trimitem pe arborele genealogic cu lumină pură și iubire, astfel încât ardem orice s-a transmis nebenefic de la înaintașii noștri la noi. Da. Mai facem o sferă care au copii. Sau uite, facem sfere care le trimitem către toți copiii pe care i-am avut în orice Da, din toate existență. viețile, da. Da? Și ardem tot ce s-a transmis, ca și karme, ca și programe nebenefice. Da. Curățăm casele ăla, ne curățăm și noi casele, ca Nenuța și Iulian au curățat. Da, dăm cu bombe de lumină peste tot, curățăm, purificăm mașini, casele, tapetăm pereții, dizolvăm toate energiile de vibrații joase. Când suntem gata, am spus. Sunt gata. Bine, ne despărțim. Mulțumim părților subliminale. Ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm părțile subliminale să alunece ușor în corpul lor fizic.